În săptămâna 11-17 noiembrie, în județul Iași, s-a înregistrat o creștere semnificativă a cazurilor de infecții respiratorii acute. S-a ajuns la 5.700 de îmbolnăviri, cu 667 mai multe, față de săptămâna precedentă. Dintre acestea, 4.500 sunt infecții ale căilor respiratorii superioare, 1.149 pneumonii, iar 10 cazuri sunt de gripă clinică. Cu toate acestea, nu au fost raportate decese. Grupa de vârstă 5-14 ani rămâne cea mai afectată de infecțiile respiratorii, în timp ce pneumoniile sunt predominante la persoanele care au între 15 și 49 de ani. De asemenea, 234 de pacienți au necesitat internare, iar numărul acestora este ușor crescut față de săptămâna trecută. În fața acestei creșteri a infecțiilor, vaccinarea antigripală rămâne o metodă de prevenire eficientă. Până pe 19 noiembrie, peste 48.600 de persoane din județul Iași s-au vaccinat dintre care aproape 47.000 au beneficiat de vaccin compensat. Medicii subliniază importanța respectării măsurilor de prevenire, precum portarea măștilor de protecție și igiena riguroasă a mâinilor pentru a limita răspândirea virusurilor. În această perioadă, protecția începe cu fiecare dintre noi.